În filmul de astăzi o să vă arăt ce am mâncat de dimineața și până seara, într-una din zilele petrecute la începutul acestei veri în Canada, în vizita pe care am făcut-o finilor noștri. Tulpinile de țelină mâncate crude, dar și alte legume, a fost o chestie pe care am descoperit-o în Canada, deși știu că pentru mulți dintre voi nu este un lucru chiar atât de nou. Maioneza cu hrean era extrem de gustoasă, însă foarte, foarte picantă, foarte iute și ca să îi mai iau din iuțeală, o amestecam cu diverse alte sosuri pentru că se găsesc foarte multe sosuri pentru legume în magazin. Și cam asta mâncam eu cu mare plăcere la micul dejun, legume crude cu un pic de sos din acesta. Bineînțeles că am băut și cafea în fiecare zi, însă am uitat să filmez cana de cafea. La prânz am mâncat file de păstră după o tehnologie, ca să zic așa, pe care eu până acum nu am mai văzut-o. Peștele nu este pus direct pe grătar, ci pe aceste funduri de lemn care în prealabil se lasă în apă ca să se îmbibe bine, iar apoi se ung cu puțin ulei de măsline. Nu mult, ci doar atât cât să nu se lipească peștele de lemn. Fileurile astea de pește, drept să spun, nu prea seamănă cu fileul de păstră pe care îl găsesc la noi în magazine. Pe etichetă scria Rainbow Trout, m-am uitat pe Wikipedia și cred că este o specie aparte de pește, este în orice caz din aceeași familie cu somonul. Sare, piper, lămâie și un pic de mărar și peștele este gata de a fi pus pe grătar. Dar, după cum v-am spus, nu direct pe grătar, ci rămâne pe lemnul acesta, care surprinzător nu a luat foc. Și în timp ce fileul de păstrăv se prăjește la foc mic, gazda noastră prepară un sos tartar cu castraveciori murați, maioneză și, nu știu, ceva frunzulițe, pătrunjel sau mărar, cred că e acolo. Și pentru că suntem în vacanță cu toții, ne îndeleticim și cu băutul. Sangria aceasta la doză este foarte bună, n-am văzut nicăieri în România, dacă ați văzut pe undeva să-mi spuneți, pentru că este excelentă. Și tot la aperitiv am mai ciumulit covrigei, tot felul de alune, nuci și fistic. Iar aceștia sunt cartofii congelați pe care o să-i prăjim imediat. După cum se vede, peștele s-a făcut deja, este bine pătruns și nu s-a uscat absolut deloc. Acesta este deci prânzul, care arată foarte, foarte bine, păstrăv și cartofi prăjiți. Și cu un pahar de vin alb merge bine la pește, de ce nu? E un vin unguresc, dar cumpărat, bineînțeles, de aici, din Canada. Dar oricât de bun ar fi vinul, mie tot nu-mi ține de sete, așa că trebuie să beau întotdeauna și un pic de apă minerală și îmi place asta carbogazoasă. La desert avem ceva care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, de fapt mie îmi plac toate dulciurile, niște melci cu scorțișoară. La cină am avut salata care mie îmi place cel mai mult pe timp de vară și mai exact salata grecească, adică brânză feta cu roșii, cu castraveți și cu măsline. Partea cea mai faină a fost că verdețurile, adică oregano, cimbru și rozmarin, au fost proaspete și culese chiar atunci din grădină, dintr-un ghiveci. În rest, nu se mai pune decât ulei de măsline, oțet balsamic și, bineînțeles, un pic de sare. Și pe lângă că e foarte bună, salata grecească arată ca o pictură așa colorată.
două feliuțe de pâine prăjită cu salată și aceasta a fost cina mea.